Un bărbat de 46 de ani din comuna Turbure a fost găsit mort la parterul unui bloc din Rovinari. Bărbatul fusese în vizită la un prieten cu care a băut, iar când a plecat a căzut pe scări și a murit pe loc. Ieri polițiștii din Rovinari au fost sesizați prin apelul 112 de o femeie de 43 de ani din localitate despre faptul că o persoană de sex masculin s-ar fi accidentat în timp ce a căzut pe scările unui bloc din localitate. Din primele cercetări efectuate de polițiști la fața locului, a reieșit faptul că persoana în cauză ar fi un bărbat de 46 de ani din comuna Turburea, care a fost găsit decedat la parterul blocului. Bărbatul fusese în vizită la domiciliul unui localnic de 57 de ani, unde a consumat împreună băuturi alcoolice, iar când acesta a intenționat să plece de la locuința sa, ar fi căzut în mod accidental pe treptele scărilor blocului, iar în urma impactului a decedat. Cadavrul a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală Gorj în vederea efectuării necropsiei. Polițiștii au întocmit un dosar penal în care fac cercetări pentru săvârșirea infracțiunii de ucidere din culpă.